Fraților, înainte ca acest clip să înceapă, aș vrea și eu să-i fac o mică promovare lui, ok. Băiatul s-a apucat de ceva timp să facă let's play-ul pe Metin2ro, chiar le face destul de calitativ și v-aș recomanda să intrați și la el pe canal, să-i dați un subscribe și un like, o să aveți canalul în descriere. Și acum, hai să trecem la clipul propriu-zis. Bun, fraților, haideți că am revenit cu o nouă prezentare și cu un nou case opening pe Metin2ro, serverul țara românească. Vreau să vă anunț că warul de nivel 30 s-a vândut. O să mai urmeze ceva conturi la vânzare, după cum am spus, prezentările sunt free până pe 20. Deci până pe data de 20 a acestei luni. Aveți în descriere datele mele de contact. Și iar dacă sunteți interesați de un anumit cont, știți unde să mă găsiți. Bun. Astăzi avem un cont de nivel 101. La prezentare, dar înainte de toate vreau să facem un mic case opening în valoare de ceva oni. Hai să dăm aici, am auzit că sunteți clar văzătoare, cât de cât norocos, deci se pare că avem ceva noroc azi. Știu că are legătură cu Yang-ul, dar este o tradiție a canalului, fraților, și trebuie să mă înțelegeți pe mine. Bun, hai să vedem cum stă situația. Am văzut că magica pe țară românească s-a scumpit destul de mult, am văzut băieți care cumpărau la 7 on, dacă nu mă înșel, pe strigă, hai să vedem. Uite, cumpăr piatra magică, 7 on. Deci n-ai cum, frate, e cum trebuie. Bun, hai să dăm la info și vedem în felul următor. Doamne ajută și... Începem cu prima, bă, destul de urât din primul cufăr. Ne-ar trebui niște exo. Uite, au venit și primele două exo, deci deja ne-am scos un cufăr. Un cufăr și jumate, cam așa scos per exo. Iar momentan din 5 cufere nu prea avem noroc. Sper la minim 2 magice. Deci dacă dă 2 magice, suntem chiar foarte bine. Uite, încă 2 exo. Pietre lucioase. Hai cu marcele, mă, că doar n-a zis degeaba că suntem norocoși. Încă 2 exo. Cartea pietrelor. Încă 2 exo, încă 4 exo. Ok, bun. Bun, permis de trecere. Dar parcă încă 2 exo. Inel Hidran, tocmai ce ziceam că vreau să schimb CH-ul. Dar a dat acele 2 exo. Uite, mă, și a venit și prima magică. Ok, deci ne-am recuperat ceva bonus. Uite că mai avem încă un cufăr aici. Și încă o magică, bine, mă, băiatule. Bun, 2 magice. Hai că suntem destul de bine. Ne-a dat și un schimbă. Ok. Iar dacă ne mai dă cumva o magică, hai să le deschidem pe astea mai repede, pentru că poate luăm o magică. Poate mai luăm o magică repede și ar fi chiar super. Uite-o și o flacără. Dar nu cred că mai avem șanse la încă o magică. Nu am mai avut șanse la încă o magică. Dar a dat flacără, a dat schimbă. 22 de exo, suntem bine. Vând 2 magice, 14 oni. Ia, să vedem dacă avem cum cui să le vindem atât de repede. A dat și exo, 22 la număr. Eu zic că suntem destul de bine. Iar a ieșit contul ok. Chiar a ieșit ok. Bun, hai să vedem și ce item avem. Hai să-i duc băiatului și la biolog, pentru că actual proprietar mi-a zis, bă, Taker, nu prea mai am timp de joc. Și dacă vrei, duci la biolog. Uite că avem calul în level 25. Ok, cumpăr voucher 150-100 de MD-uri, nu are nimeni. Cam greu cu voucherele, sincer. Ok. Te rog să adun 30 de tăblițe de la căpăunii din Valea Șerpilor. Cum adică, mă, mi-și un biolog? Ok, deci biologul e la tăblițe. Avem aici o pagină. Și am putea să mergem în Nefrit, unde ne place nouă cel mai mult, să vedem și damage-ul pe care îl are acest cont. Eu aș aproxima, sincer, la cum am uitat, deci hai să vă arăt și presta și alchimia. Avem felul următor, rubin mitic, medie, valoare, atac, apărare, uite și un metin de 100, jad dublu PV, safir, war, suralican, granat full cu absorbită cum trebuie, onyx-ul cu pătrundere săgeți corporal și diamantul dublu PC și cu apărare magică exact cum trebuie. Pe cont mai avem petul de încă
29 de zile. Ok, dar nu știu, hai că ne-a dat și elixir. Suntem bine. Pe lângă asta, fraților, voiam să vă mai arăt că avem inelul bucuriei 7 zile, amuletul nazar 30 de zile, încă două ursoane pe cont. Deci e destul de ok. Și iar pe lângă astea mai avem încă 4 ursoane aici. Hai să băgăm criticile și pătrunderile, să nu mai stăm la taclale. Activăm și alchimia, petul, porcușorul. Băgăm mistrețul și avem un damage de 14k fără medalie, fără nimic, fără nimic boostat. Eu zic că este un damage bun. Iar noi avem ca item în felul următor: sabie otrăvită plus 9, 45 medie, 2 pătrundere, coif oțel dragon plus 9, 20 orci, 20 diavol. Nu avem armura bună din ce am văzut acum. Ok. Armura 1500 PV, 50 atac, 15 foc. Brățară, lacrimă, cer plus 8, 1500 PV, 20 diavol. Colier de jad, 2K PV, 7 metine. Cerci de abanoș, din păcate contul nu are smaralzi, ar fi un minus la damage. Cu smaralzi eu cred că ar ajunge contul undeva pe la un 25K. Un 25K, doamne, pe la un 15-16K, eu așa mă gândesc. Papuși de foc plus 6 cu 8 blocare și 10 critică. Și hai să vedem și dacă e boss-ul pe aici. Uite-l și pe generalul Kappa. Hai să ne punem talismanul de gheață și dăm în generalul Kappa 14K. Bă, nu e rău. Titan plus 8, imun 6 putere, 5 semi. Și cureaua sufletului plus 3, care ne mai oferă încă 2% mob. Pe lângă asta, contul vine cu o grămadă de iteme și... Nu a... What the fuck, bă, băieți? Bă, eu văd bine sau nu a dat cufăr? E posibil așa ceva? Ok. Nu știam că e posibil să nu dea cufăr. Prima oară când mi se întâmplă. Lăsați și mie în comentarii, fraților, dacă vi s-a mai întâmplat. Uite că avem și tritonul aici, pe care putem să-l batem și pe acesta. Contul are 4 inventari deschise. Shop invoker, le iau eu. Încă unul depozit bazar. Imediat. Bine. Ok, hai să, că se pare că am vândut și magicile deja. Pe lângă asta, băieți, contul are foarte multe iteme, precum ar fi acest colier 1500 PV, 5 critică, 2 XP, colier 1500 PV, colier 1000 PV, 15 sabie, talisman de fulger 25 pe 1, 20 gheață, talisman de foc plus 3 cu 25 sec, talisman de fulger plus 4 cu 20 gheață, 20 pe 1, talisman de gheață plus 2 cu 25% gheață, coif 15 foc, triton plus 9, 10 semi, 8 putere, 3 pătrundere. Și hai să luăm aici cufărul întunericului și mantii odată. Deci avem și setul cu foc odată. Mai avem vânt, încoi șarfă 17, nu știu dacă am arătat, contul are și costum aură. Încoi șarfă de 17, 43 atac, 60, 5 medie. Armură 2 KPV, 5 pe sabie, 1 KPV, 30 atac, 15 fulger, 15 fulger, 15 fulger, 15 mâini, 15 fulger, 15 fulger, 15 vânt, 10 magie. Scutul tigurului cu 20 diavol. Hai să mergem puțin să nu facem pe băiat să aștepte și apoi mai continuăm cu prezentarea. Ce-i drept, am chiar am ieșit foarte bine din din hidre. Mască de frică plus 6, 20 orci, 20 diavol. Glaive zodiac. Uite aici. Mamă, ce costum mișto. Foarte mișto costumul. Sincer, uite, două magice. Ok, și am mai putea să mai încercăm încă niște hidre, pentru că proprietarul ne-a dat acces la asta. Uite, cumpăr magică, vând Dexo. Mai avem încă o glaivă sugea plus 3, 25 medie. Încă o armură lavă, 1000 PV, 15 gheară, cu 6-7. Un FMS 33 medie. Q-Lin. Deci contul are ceva iteme băgate pe el, s-au investit ceva bunuți în cont. Mai faci rost? Da. Cred că aș mai putea să fac rost și sunt foarte curios dacă din acești 14 oni, ok, ne mai trebuie încă 2, dacă din să-i facem și un profit băiatului, dacă din acești 14 oni am mai putea să facem vreun profit.
aveți grijă la băieții ăștia, fraților, care lasă, care lasă prețurile așa mari. Ok, și hai să vedem dacă reușim să mai facem un mic, un mic profit. Ok. Deci avem felul următor. 2 exo odată. Perla albastră. Încă 2 exo. Încă 2 exo. Elixir. Exo. Ok. Deci se pare că din acestea nu a fost să fie. Și din restul, uite, mai avem aici încă pe cineva care vinde. Haide, mă. Nu îmi zice că din un KKK nu mai dai măcar o magică. Uite, am mai dat încă 2 exo. Mulți biscuiți, foarte mulți biscuiți chiar. Încă 2 exo. Deci dă la exo foarte mult. Încă 2 exo. Încă 2. Nu știu dacă am mai dat acum. Încă 2. Încă 4 exo. Mamă, dar au dat foarte multe exo. Bă, nu e rău. Deci nu e rău dropul. Dar nu vine magica aia. Cartea pietrelor. Eșarfă, ok, am mai dat și o eșarfă. Biscuiți cu proteine. Am uitat să vă prezint și petul, băieți. Deci o să ne uităm puțin și la pet după asta. Este un pet razador de 10 zile, destul de făinuț. Ok, mă, o să am grijă să nu șterg petul. Încă o eșarfă, ok, și exo. Deci pe lângă eșarfa a dat și exo. Un tigru egal. Încă 2 exo, cred. Nu cred că a dat exo data asta, m-am pripit. Și am mai avea încă 3 cufere. 2 exo. Încă un tigru egal alb. O magică, ok. Ok, deci se pare că am mai dat încă o dată magica. Și aici n-am mai dat, dar a dat super, super bine. Deci foarte bine din punctul meu de vedere. Pentru că avem eșarfă, avem vreo 20 de exo în plus. Deci tot pe acolo suntem, fraților. Chiar tot pe acolo suntem. Stai să văd dacă, dacă vrea și niște lucioase. Poate voia niște lucioase și ne scutea. Bă, nu e rău, deci chiar mi se pare combinație destul de mare cu hidrele. Ok, hai să ne uităm. For Hydra. Asta e la 8 ani, deci aveți grijă, băieți. Se pare că doar aceste cufere Hydra mai sunt și încă câteva. Ramură roșie. Inel Hydran. Pietre lucioase, încă 2 exo. Pergamen vrăjitoare. Biscuite cu proteine. Și cred că am cumpărat toate hidrele de pe piață, dar la prețul ăsta, la magică... Nu cred că cineva nu ar cumpăra la 7 on magica. Bijuterii înțelepciune. Pietre lucioase. Ok, și-a mai rămas și ăsta. Mănunchi. Da.
Bă, băieți, deci per total suntem tot pe acolo, foarte bine. Un cont destul de norocos. Și, bă, chiar mă bucur pentru băiat. Deci chiar mă super, super bucur pentru că numai exourile sunt aproape 10 oni. Plus, dacă facem o eșarfă, încă 3 oni 50 pe acolo, cred. Deci asta înseamnă 13 oni. Cu vrăjeștele încă un on 14 oni și cu flacăra 15 oni. Plus oni din inventar, eu zic că ar fi super, super bine. Și, dar, na, din păcate, n-a mers eșarfa asta, mă. Na. Oricum, am mers destul de bine, fraților. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Taker și pe data viitoare noi să ne auzim cu bine. Dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, platformă, whatever, îmi dați mesaj și rezolvăm. Ciao, ciao.